Nu de puține ori TV Giurgiu v-a prezentat în cadrul jurnalelor de știri diferite cazuri în care mai mulți cetățeni semnalau faptul că străzile pe care locuiesc nu sunt practicabile după finalizarea anumitor lucrări. Deși municipalitatea a demarat lucrări de racordare a străzilor din municipiu la rețelele de apă și canal, în cele mai multe situații lucrările sunt finalizate, însă străzile nu mai au aspectul și utilitatea dinaintea începerii acestora. Intrarea Râlește, o stradă adiacentă șoselei Alexandriei, face parte din această categorie. Locuitorii de aici spun că în urmă cu o lună s-au finalizat lucrările de branșare la sistemul de canalizare menajeră, însă strada nu a mai fost pietruită și nu mai are aspectul dinaintea lucrărilor. Faptul că ni s-a băgat canalizare, dar canalizare menajeră, nici de acum pluvială, avem piatră băgată pe uliță, nu avem asta, apa se strânge, ne intră prin curți, a fost mult mai mult, că se vede pământul care s-a excavat și s-a scos din stradă. Intra în curțile oamenilor apa, acum nu mai intră, că a venit să s-a escapat mai jos și a rămas ca atare, după cum se vede, stradă. Deși oamenii de aici susțin că reprezentantul firmei ce a executat lucrarea spune că nu este de datoria sa să aducă strada la forma inițială, reprezentanții primăriei îl contrazic și spun că în fiecare contract încheiat cu o astfel de societăți este specificat acest lucru. S-a terminat de curând această lucrare, dar eu spun că încă vedeți de la ploile astea, pământul se va mai tasa, e normal să mă apare, să mă apare gropi în continuare. Constructorul care a făcut lucrarea va urmări și vom face sesizare la constructor să vină să repare acolo unde s-a lăsat, iar în curând și această stradă, ca multe altele, va fi băgată în modernizare. Alexandru Vladu mai spune că va lua legătura cu firma care a executat lucrarea și îi va impune să respecte contractul făcut. Totodată, viceprimarul le promite giurgiuvenilor că fiecare stradă unde s-au executat astfel de lucrări se află pe lista de priorități și vor fi asfaltate sau pietruite după caz.